În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amen. Slăviți să fie Domnul! Mulțumim Domnul Iisus pentru că ne-a dat harul să fim și în ziua aceasta împreună. Și este un har cu totul deosebit pentru că Fratele Bram vorbește despre adunările noastre ca despre zile care nu sunt multe, ci ne sunt dat doar ca mângâiere. Evanghelia din duminica trecută, ca și Evanghelia din duminica aceasta, parcă vin să... Nu că ar trebui îndreptățit, Părintele Iosif, dar vine să confirme, de fapt, acest adevăr trimis prin noastră Domnului. În Evanghelia din duminica trecută a fost atribuită ortodoxie. Bineînțeles, nu ortodoxie de astăzi. Ea a fost atribuită prin Sinodul 8, în jurul anului 800. Deși partea sacramentală a pus un accent pe partea cultică a unei hotărâri din Sinodul 7 cu privire la icoane, adică la ceea ce este simbolistic ortodoxiei noastre. Și Părintele Patriarh chiar a pus accent că icoanele nu sunt sfinte, dar sunt sfințite. Icoanele nu sunt pentru închinare, dar sunt pentru adorare. Și icoanele, de fapt, reprezintă nu materia, nu pânza, nu sticla, ci ceea ce are în vedere Domnul să ne ducă să înțelegem ce este dincolo de ceea ce este dictat acolo. Dar partea care rămâne pentru noi în orice Evanghelie este o parte sacramentală și o parte de inspirație a Duhului Sfânt. Evanghelia care este atribuită de biserică încă din anul 800 este Evanghelia din capitolul 1 de la Ioan. Și ca să ajungem să înțelegem până la versetul 46, trebuie să începem de la versetul 35. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când priveau pe Iisus umblând, a zis, iată Mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis, ce căutați? Ei i-au răspuns, rabie, care tălmăcit însemnează învățătorule, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. S-a dus și au văzut în locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al 10-lea. Unul dintre cei doi care au zis cuvintele lui Ioan și mersese după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel din tâi, a găsit pe fratele său Simon și i-a zis, noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit însemnează Hristos. Și i-a adus la Iisus. Iisus l-a privit și i-a zis, tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa, care tălmăcit însemnează Petru. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip. Și a zis, vină după mine.
Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și în proroci, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis, poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și i-a zis despre el. Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? I-a zis Natanael. Drept răspuns Iisus i-a zis, te-am văzut mai înainte să te cheme Filip, când erai sub smochin. Natanael i-a răspuns, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Drept răspuns Iisus i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Apoi i-a zis, adevărat, vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului. Evanghelia aceasta vine să ne descopere felul în care Dumnezeu lucrează cu noi, în care Domnul își face această lucrare de a chema la El pe cei care are în vedere pentru mântuire. Ioan, evanghelistul, care totdeauna s-a ascuns să-și spună numele, nici de data aceasta, el nu scrie, eu și Andrei eram. Unul din ei era Andrei. Așa cum despre el în toată Evanghelia scrie ucenicul pe care îl iubea Iisus. În această Evanghelie, de fapt, care este atribuită adevăratei credințe în Domnul Iisus, vine să ne descopere ce? Să-L descopere pe Domnul Iisus. Din pricina aceasta a fost atribuită ortodoxie, adică a dreptei credințe. Dreapta credință este cea care se rează pe cunoașterea Domnului Iisus. De aceea, în Evanghelia aceasta, Mântuitorul arată cum face El lucrarea aceasta și cum o fac cei care primesc această lucrare să o facă. Mântuitorul găsește pe Filip și îi spune, vină după mine. Aceasta este chemarea Domnului. Pentru fiecare dintre noi suntem chemați să-L urmăm pe Domnul Iisus. Mântuitorul arată mai departe că rând pe rând cei care au fost chemați au lăsat toate și au plecat după Domnul Iisus, arătând că slujirea Domnului Iisus începe cu ce? Cu chemarea Domnului Iisus să venim după El. Spune că Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și în proroci, pe Iisus din Nazaret. Fratelor, aceasta este misiunea voastră aici în biserica noastră. Aceasta este dovada că noi ne-am întâlnit cu Domnul Iisus atunci când noi aducem o astfel de mărturie, noi am găsit pe acela. Vedeți, de multe ori se întâmplă că în propovăduirea noastră se întâmplă și lucruri care pot să pună sub semnul întrebării acest adevăr. Așa s-a întâmplat și cu Natanael. Filip nu cunoșteam de ajuns de bine ceea ce a scris Moise în lege. Într-adevăr, Iisus din Nazaret era trecut,
dar nu fiul lui Iosif. Nu-i pomenit Iosif în toată prorocia cu privire la Domnul Iisus. Și aceasta l-a făcut pe Natanael să pună o întrebare. Poate ieși ceva bun din Nazaret? Vedeți, când Domnul Iisus a venit în fața lui Natanael, nu i-a spus, de ce te-ai îndoit de mine? Și Domnul Iisus a văzut câtă curăție și sinceritate și câtă cunoștință avea Natanael despre Domnul Iisus. Pentru că la evrei era un obicei. Atunci când aveau momentele lor de relaxare, de a sta la masă sau de a citi Cuvântul lui Dumnezeu, smochină era cel mai potrivit loc. Și de aceea Mântuitorul vorbește despre el că l-a văzut înainte de a-l chema Filip. M-a sunat un frate săptămâna trecută și a spus că au avut niște controverse între ei după adunare. Unii au spus că Natanael a fost ascuns sub frunzele de smochin încă din vremea când s-a născut Mântuitorul. Oare Evanghelia nu vorbește despre așa ceva? Deși unii scriitori bisericești au pus și ipoteza aceasta, dar ea este aceasta credibilă, că Domnul Iisus l-a văzut sub smochin înainte ca să-l cheme Filip la el. Adică ce? El era acolo într-o stare de cercetare, iar în cercetarea aceasta el a făcut deosebirea între ceea ce a spus Filip după înțelegerea lui. Spune fratele Dean cu privire la acest loc, zice, trebuie să învățăm din locul acesta felul cum mărturisim noi pe Domnul Iisus sau cum îl prezentăm noi lumii. Și spune, s-ar putea prin felul nostru de a explica o Evanghelie sau alta, să coborâm pe Domnul. Să-L punem înaintea unor oameni cu semne de întrebare. Dar, zice, Filip a făcut un lucru care trebuie să-L facem toți. Poate ieși ceva bun din Nazaret, vino și vezi. Vedeți, chemarea voastră Domnului este chemarea la întâlnirea cu Domnul Iisus. Pentru că atunci când omul ajunge în fața Domnului Iisus, atunci el descoperă ceea ce a descoperit Natanael. Prin cuvintele pe care le-a spus Domnul Iisus, prin adevărul care l-a spus despre el, uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu, totdeauna este trecut lucruri cu totul deosebite, lucruri care vin să confirme că în orice loc și în orice tagmă Dumnezeu are oameni. Despre el, despre Natanael, i-a zis un israelit în care nu este vicleșug. Vicleșugul nu poate fi decât atunci când un om are o anumită cunoștință, care de multe ori se eschivează sau arată sau o arată intenționat greșit. Vicleșugul nu poate fi în viața unui om spiritual decât atunci când el trăiește altceva. Trimiterea care o dă Evanghelia în Romani, în capitolul 2, versetul 28 spune, iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu. Și tăierea împrejur nu este cea pe care, și tăierea împrejur nu este aceea pe din afară în carne, ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru. Și tăierea împrejur este aceea a inimii în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate laudă, nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Și în capitolul 9,
arată Sfântul Apostol Pavel aici în versetul 6. De aceasta nu însemnează că a rămas fără putere cuvântului Dumnezeu, că nu toți cei ce coborau din Israel sunt Israel. De aceea, fraților, aici pune pentru fiecare dintre noi un semn de întrebare. Cât de ostași suntem noi? Cât de copii ascultători suntem noi? Despre câți dintre noi Domnul poate spune, iată un ostaș fără vicleșug. Vicleșugul este un păcat al Duhului, în Duhul omului. Oamenii nu pot păcătui împotriva Duhului Sfânt, care nu-L cunosc pe Domnul. Spune Sfântul Ioan în capitolul 14 în Evanghelie, așa, lumea nu poate primi pe Duhul Sfânt, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște. De aceea, într-o zi ca aceasta și dintr-o Evanghelie ca aceasta, trebuie să vedem că între numele pe care ne-a fost dat să-L purtăm, și între viața noastră de multe ori este o mare discrepanță. Despre așa de puțini oameni în cuvântul lui Dumnezeu, Mântuitorul a putut să spună lucruri deosebite. A spus despre un israelit în care nu este vicleșug, pentru că foarte mulți trăiau în o astfel de stare și în astfel de păcat. A trebuit să spună în capitolul 3, că și între farisei era un om. Deci în categorii de acestea, totdeauna Dumnezeu are câte un om, are câte un reper. Apoi a trebuit să vorbească și să folosească Dumnezeu pe cele mai, poate mai decăzute ființe despre care să spun așa cum a spus despre samariteanca, că este fiica lui Avram. Așa cunoaște Dumnezeu. Sau a putut spune despre Maria, ca despre mine în altul, că oriunde se va vesti Evanghelia aceasta, să se spună și ce a făcut femeia aceasta. Dacă în fiecare categorie de oameni Dumnezeu are modele în fața cărora să fie judecat ceilalți. Oare puțin important că și între cei 8600 de preoți, Dumnezeu a avut un preot care a primit Duh profetic. Aceasta în partea sacramentală. Și apoi între mireni, Dumnezeu a avut un trimis. Și acesta a fost fratele Trandors, pentru că Dumnezeu folosește astfel de modele ca să ne facă să înțelegem voia lui Dumnezeu. Și parcă aici vine să le îndreptățească pe Sfântul Apostol Pavel în capitolul 12 în Romani, când vorbește despre cei care s-au întâlnit cu Domnul, că fac deosebirea cea bună, dreaptă și desăvârșită între ceea ce este voia lui Dumnezeu și voia vrăjmașului diavol. Acum două săptămâni a fost adunare de botez la Iași, acolo trebuie mereu să scoatem în evidență locul oastei Domnului. Exact așa cum arată Părintele Iosif aflarea Domnului. Filii spune, noi l-am aflat pe Domnul. Părintele Iosif spune, noi l-am aflat pe Domnul. Și felul în care am înțeles noi și l-am primit pe Domnul Iisus, face să împlinească și Evanghelia din ziua de astăzi. Felul în care le-au vorbit cei din împrejurările de acolo despre Domnul Iisus, i-a făcut pe cei patru să ia pe bolnav. În inima lor s-a născut această credință că Domnul poate. De aceea și chemarea voastră Domnului este aflarea și vestirea Domnului Iisus. În capitolul 28, care vorbește despre această
taină cu care începe abecedarul tainelor, botezul, totdeauna se vorbește numai de prima parte a botezului. În capitolul 28 de la Matei, Mântuitorul spune: mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia, faceți ucenici și botezați. Și atât se spune. Și în biserica noastră și în celelalte biserici. Dar partea a doua rămasă, spunem noi, mirenii, noi cei din oastea Domnului, și învățați-i să păzească tot ceea ce v-am poruncit. Aceasta nu se face. Apoi, în trimiterea din sfârșitul Evangheliei de la Luca, se spune să se propovăduiască numele Lui ce? Pocăința și iertarea păcatelor. Deci totdeauna cele două părți, partea sacramentală, nu trebuie despărțită de partea aceasta pe care Duhul Sfânt vine să o reveleze și care are în ea ce? Nu numai forma, ce are în ea miezul. Nu se vorbește numai despre partea frumoasă despre asta, ci și despre partea în care noi suntem ce? Mântuiți și împliniți și prin care fiecare suflet care s-a întâlnit cu Domnul Iisus trăiește o astfel de experiență și o astfel de viață. Nu toți cei care suntem numiți ostași suntem și ostași din păcate. Uitați-vă, de multe ori unii dintre noi ne-au supărat când oamenii ne-au spus pocăitule. Și poate chiar așa era. Poate dacă ne-am supărat, chiar n-am realizat, poate că așa au așteptări oamenii de la noi. De aceea, în Evanghelia aceasta pe care am citit-o, ar trebui Duhului Dumnezeu să ne cerceteze ce poate spune Domnul Iisus despre noi. Este un adevărat ostaș în care nu este vicleșug? Pentru că vicleșugul este păcatul arătat în capitolul 12 de la Luca. Este un păcat al Duhului. Și acesta este fariseismul. Exact ceea ce trimite Evanghelia ca trimitere la romani. Acolo în care se spune că iudeul nu este cel tăiat împrejur în partea din afara trupului, ceea ce este tăiat une în inima lui. Ostaș este cel care trăiește, îl crede pe Domnul Iisus, vine după el și îl urmează și apoi ce? Facem ca samariteanca. Veniți de vedeți un om care mi-a spus tot. Numai Domnul Iisus spune tot. Cât de prieteni am fi unii cu alții, nu ne spunem tot. Orice adevăr ai spune cuiva, care totdeauna adevărul doare, îl face să se depărteze. De aceea Dumnezeu ne-a chemat aici în lucrarea sa și ne-a pus și nouă o responsabilitate și ne-a dat și nouă o misiune să-L facem cunoscut pe Domnul Iisus, nu din vorbele noastre, ci din viața noastră. Să ajungă toți la această înțelegere a voii lui Dumnezeu în ceea ce privește mântuirea. Pentru că atunci când se vorbește despre iertarea păcatelor, trimiterea este la Romani, capitolul 10 cu 10. Prin credința din inimă se ajunge la neprihănire, dar prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. De aceea Evanghelia zilei de astăzi spune: Mântuitorul, să știți că este pământ, Fiul omului are putere să ierte păcatele. Ce? Care sunt mărturisite. Dumnezeu nu iartă păcatul care nu-i mărturisit. Atunci când noi mărturisim păcatul, realizăm ce grozăvie este păcatul și că pentru păcatul nostru s-a plătit cel mai mare preț. Prețul sângelui Domnului Iisus. Și prețul sângelui tuturor martirilor care formează biserica cea vie
și biserica care este chemată, așa cum spune Apostolul Pavel, să împlinească prin suferințele lor ceea ce lipsește suferințelor lui pentru biserica cea vie din lumea aceasta. Pentru că fiecare generație Dumnezeu cere un preț de jertfă și lucrători jertfitori. Măsura în care vom face aceasta se va dovedi că l-am cunoscut cu adevărat pe Domnul Iisus, că ne-am împlinit vocația la care am fost chemați de Domnul prin noastră Domnului, că avem înaintași sfinți într-adevăr pe unii cărora călcăm și că pentru noi, așa cum a trebuit să le spună Apostolul Petru în capitolul 4 din Fapte, sub cer alt nume nu s-a dat decât numele Iisus. Pentru noi o altă jertfă nu mai este. Pentru noi o altă mântuire nu mai este. Pentru noi ceea ce am primit prin noastră Domnului este ceea ce ne îndeamnă cuvântul Evangheliei prin toate Evangheliile și prin aceasta nu că vrem să-L justificăm pe Părintele Iosif, dar prin aceasta vrem să trezim conștiința tuturor celor care se mai îndoiesc de lucrarea aceasta. Am văzut un concert de cântări undeva în zona aceasta Transilvania. Foarte mulți artiști acolo și chiar coruri de tineri au cântat cântări de a oastei Domnului, numai de a oastei Domnului. Dar am spus pricesne. Nu suntem supărați că le cântă, dar vedem de atâtea ori că se coboară atât de mult și se ascunde atât de vinovat acest adevăr al acestei lucrări sfinte, acestei misiuni sfinte care a făcut ca milioane de suflete din țara noastră și din lumea aceasta să-L afle pe Domnul Iisus. Amin. Slăviți să fie Domnul!